În anii 1960, liceul Eastside a fost una dintre cele mai bune școli din Peterson, New Jersey. Joe este profesor la această școală, iar clasa lui iubește pentru că predă lucruri importante cu bunătate, dar și prin concursuri distractive. Într-o dimineață, clasa lui este întreruptă de colegul Frank, care îi spune că au o ședință comitetului executiv al sindicatului fără ei. Furios, Joe izbucnește la ședință și ceartă pe toți pentru că nu i-au susținut ideile de reformă și pentru că au renunțat când guvernul local le-a cerut să tacă. Săturați de comportamentul lui Joe, consiliul este de acord să-l transfere la altă școală. 20 de ani mai târziu, liceul Eastside s-a degradat până la punctul de a fi numit un iad al violenței. Clădirea în sine și-a pierdut strălucirea, iar elevii nu cunosc semnificația bunei purtări. Intimidarea și violența fac parte din realitate, elevii nu ascultă profesorii și chiar îi bat atunci când încearcă să intervină, iar drogurile și armele ilegale sunt tratate ca și cum ar fi bomboane. Majoritatea elevilor nu reușește să treacă testul de cunoștință de bază, iar aceasta este o veste proastă pentru primarul Botman, care nu vrea să pierdă școala în favoarea administrației de stat, pentru că îl va face să piardă alegerea. Frank, acum directorul școlii, și Rosenberg, avocatul consiliului școlar, ajung la singura concluzie logică. Trebuie să-l aducă înapoi pe Joe. Lui Botman nu-i place ideea, dar o aprobă pentru că nu are de ales. Frank și Rosenberg îl vizitează pe Joe, oferindu-i funcția ca director la Eastside, dar Joe refuză, explicându-i că primarul vrea doar să se salveze și nu-i pasă de studenți. Cu toate acestea, Frank îl face să se răzgândească, spunând că el ar trebui să-și lase mândria deoparte și să se întoarcă pentru studenți. A doua zi, Joe apare la Eastside ca noul director. Are o întâlnire cu ceilalți profesori și imediat își pune în joc autocrația, anunțând că va fi singurul care va vorbi în ședință. După ce el cere o listă, cu numele fiecărui elev implicat în activitate criminală, îi ordonă portarului să curețe pereții și să ajute orice student aflat în detenție. Darnell, profesorul de engleză, este retrogradat la funcția de antrenor asistent de fotbal. Pe coridoare vor sta paznici pentru a-i ajuta să facă față violenței, iar toți profesorii trebuie să se concentreze la pregătirea elevilor pentru următorul test, deoarece școala are nevoie de aprobare de 75%, iar ultima dată au făcut mai puțin de 40%. Apoi, Joe face o adunare școlară, unde toți bătăușii majori sunt puși pe scenă. Când sosește Joe, se întâlnește cu o fată pe nume Kanesha, care este fericită să-l vadă pentru că era directorul grădiniței unde a fost. Joe se urcă pe scenă și cere tăcere, dar nimeni nu-i acordă atenție, iar bătăușii pleacă când le cere să cânte melodia școlii. Văzându-i incorigibili, Joe decide să exmatriculeze pe cei mai mari bătăuși, promițând la studenți că nimeni nu-i va mai deranja. Securitatea dă afară toți studenții de pe scenă și asta îi calmează pe toți, mai ales când Joe anunță că ar putea fi următorii dacă nu studiază din greu. După amiază, Joe are o întâlnire cu toți părinții. Leona, mama la unul dintre băieții exmatriculați, este furioasă din cauza la ce s-a întâmplat, iar mulți părinți sunt de partea ei. Dar Joe nu cedează și ține un discurs despre niște mere putrezite care strică tot coșul cu fructe. El explică că a exmatriculat 300 de băieți pentru a salva 2700 și a promis lui Dumnezeu că va salva această școală. Discursul îi câștigă sprijinul de la aproape toți părinții, dar Leona rămâne supărată. A doua zi, Joe ajunge la școală și găsește un copil care îl așteaptă la intrare. Sam s-a fost exmatriculat și acum încearcă să-i spună lui Joe că a făcut o greșeală pentru că el nu a făcut nimic, dar Joe știe că minte și îl duce pe acoperiș. Îl numește pe Sam un laș, pentru că nu le-a spus părinților săi că a fost exmatriculat și îi spune că substanțele ilegale îl va ucide, așa că dacă vrea să moară, poate să sară de pe acoperiș. În mod evident, Sam refuză și promite că se va îmbunătăți, iar Joe este de acord să-i dea o a doua șansă. Dacă va face din nou probleme, va fi exmatriculat pentru totdeauna. În timpul prânzului, Joe merge la toate mesele, ascultând ce au de spus studenții și oferind câteva sfaturi. Este fericit când îl vede pe Ray, care are un costum elegant, care dă un exemplu bun pentru toți studenții, spre deosebire de Sam și prietenii săi, care se îmbracă ca niște gangsteri. Când îi vede că deranjează o fată, Joe îi pune în picioare și îi obligă să cânte melodia școlii. Amintește că nimeni nu ar trebui să se miște în timp ce cântă, așa că atunci când Darnell se apleacă să ia ceva de pe jos, Joe îl trimite în biroul lui. Băieții nu cunosc versurile, forțându-l pe Joe să-i pună în detenție și să informeze pe toți că ar trebui să fie pregătiți să cânte de acum înainte melodia școlii la comandă, altfel vor fi pedepsiți. Mai târziu, Joe merge la profesoara de muzică, Elliot, pentru a vorbi cu ea despre noua regulă. Elliot este de acord, dar va preda cântecul școlii după ce vor termina antrenamentele pentru un concert la New York. Băieții practică Mozart, iar Elliot dorește ca munca lor să fie respectată. Joe reacționează concediindu-o și anulând concertul, astfel încât studenții să se poată concentra pe testul viitor. De acum, pianista Powers se va ocupa de cursul de muzică. Mai târziu, în timpul întâlnirii cu Darnell, acesta din urmă crede că este tratat ca un gunoi
și vrea ca directorul să-și amintească că și ei sunt elevii săi. Acest lucru se termină cu suspendarea lui Darnell. Vicedirectoarea Joan încearcă să-l facă pe Joe să înțeleagă, explicându-i că Darnell este mai mult decât un simplu antrenor și că nimeni nu înțelege ce vrea să facă Joe, dar bărbatul îi răspunde că așa trebuie să fie. Sosește ziua testului și toți elevii încearcă să-l facă cât mai bine posibil, în timp ce profesorii stau cu ochii pe ei. Joe nu vrea să aștepte mult pentru rezultate, așa că o trimite pe John la Consiliul Școlii să ceară direct scrisoarea. Într-o dimineață, prezentarea pe care o face un student este întreruptă de cearta în sala de mese. Unul dintre băieții exmatriculați s-a întors și îl bate pe Ray și este înarmat cu un cuțit. Joe lovește repede și îl întreabă cum a intrat, dar securitatea îi spune că cineva din interior l-a lăsat să intre. În acel moment, Joe decide că ușile școlii vor fi întotdeauna încuiate cu lanțuri. Un pic mai târziu, Joe găsește pe Kanesha și este supărată. Este o fată deșteaptă, dar notele ei nu au fost bune de când și-a pierdut locul unde stătea, pentru că mama ei a dat-o afară. Hotărât să o ajute, Joe duce pe John să vorbească cu mama lui Kanesha acasă. Mama explică că a născut-o pe Kanesha când era adolescentă, așa că a fost nevoită să părăsească viața normală pentru a lucra. În prezent încearcă să se detoxifice, dar asta o pune într-o stare de spirit teribilă. De asta a crezut că ar fi mai bine să o dea afară pe Kanesha, dar nu a încetat niciodată să o iubească. Joe promite că o va ajuta să găsească un loc de muncă mai bun și un loc mai frumos în care să trăiască, dacă o ia înapoi pe Kanesha și o ajută să rămână concentrată pe studii. Vestea ușilor închise cu lanțuri ajunge în ziare și Leona profită de ocazie pentru a duce reclamația la Consiliul Școlii. Frank îl ceartă pe Joe pentru că s-a comportat ca un nebun, spunând că Leona caută o modalitate de a-l concedia, iar șeful pompierilor este și el de partea ei. Frank îi cere lui Joe să-i trimită o scrisoare cu scuze, lui Elliot și Darnell. Dacă Joe vrea să fie respectat ca autoritate, ar trebui să respecte și pe alții. Darnell se întoarce, dar problemele încă nu s-au terminat. Șeful pompierilor apare la școală cu presa, așa că Joe îl face să plece amenințându-l cu o bâtă. John încearcă să-și exprime îngrijorările cu privire la această situație, dar ca de obicei, este ignorată. Spre supărarea lui Joe, Ray vine să-l salute pentru că nu mai poate rămâne în această școală. Mai târziu, Joe găsește pe Sams și prietenii lui. Îi pune să cânte melodia școlii și este șocat când aude o interpretare frumoasă făcută în stilul unui cor de biserică. Băieții recunosc că profesoara Powers i-a învățat, așa că Joe merge la ea să o felicite și îi spune să învețe pe toți această versiune a cântecului de acum înainte. Rezultatele testului de probă sosesc și Joe este dezamăgit când vede că au ajuns doar la 33%. Îi adună pe toți profesorii în sală și le spune că ineficiența lor este de vină pentru aceste rezultate slabe, așa că trebuie să muncească mai mult. Joe vrea să organizeze un curs suplimentar de lectură colectivă sâmbătă, dar un profesor spune că este imposibil pentru că studenții nu o să vină niciodată în weekend. Totuși, Joe vrea ca ei să meargă la fiecare elev acasă și să vorbească cu părinții lor pentru a-i implica, invitându-și pe părinți să se alăture dacă nu știu să citească. În următoarele săptămâni, profesorii și studenții lucrează din greu pentru testul care va veni în curând, iar John încearcă să-și cunoască mai bine studenții. Leona împreună cu șeful pompierilor merg să vorbească direct cu primarul Botman. Frank și Rosenberg încearcă să-l apere pe Joe, dar Botman îi dă afară de la întâlnire și ajunge la o înțelegere cu Leona, astfel încât ea să facă orașul să-l voteze. Botman îl va concedia pe Joe, în timp ce Leona va avea sprijinul oamenilor pentru campania lui. Mai târziu, în baie, Botman îi spune șefului pompierilor că după test îl vor aresta pe Joe, pentru că a închis ușile școlii în mod ilegal, fără să știe că Rosenberg este în baie și aude totul. Rosenberg îl informează pe Frank despre asta și merg să-l avertizeze pe Joe, care elaborează rapid un plan. Când agenții de securitate îl văd pe șeful pompierilor sosind, vor suna codul 10 prin radio, iar profesorii o să ia lanțurile de la ușă. După aceea, Joan încearcă să vorbească cu Joe despre programul lor de lectură, dar el îi spune că este preocupat pentru a vorbi acum și că vicedirectoarea ar trebui să facă treburile fără să aibă nevoie de el tot timpul. La sfârșitul zilei, Joan îi cere lui Joe un transfer, explicându-i cât de frustrant este să lucreze cu el. Îl numește un egocentric, care tratează rău oamenii și spune că jumătate din personal este împotriva lui, pur și simplu nu au renunțat pentru că le pasă de studenți. Joan, însă, s-a săturat de lipsa lui de respect, așa că vrea să se concedieze. A doua zi, înainte de ședință, Joe îi dă lui Joan actele de transfer. Apoi le ține studenților un discurs despre reputația proastă pe care o are școala în oraș, inspirându-i să arate că sunt capabili să se perfecționeze. De asemenea, își arată recunoștința față de profesori, în special lăudând-o pe Joan. În continuare, Powers cântă Lean on Me, iar studenții cântă împreună. Văzând că toată școala este foarte apropiată, Joan decide să rămână.
În ziua testului, studenții fac examenul cu încredere. Leona nu mai poate aștepta, așa că Bodman îi dă în sfârșit permisiunea șefului pompierilor să obțină un mandat de la tribunal. Între timp, la școală, Kanesha descoperă că este însărcinată, dar iubitul ei nu crede că el este tatăl, deși jură că este singurul tip cu care s-a culcat. Joy oferă sprijinul și promite că vor găsi alte alternative, dar conversația lor este întreruptă de un gardian, care anunță sosirea șefului pompierilor cu Leona și reporterii. Apelează codul 10 încercând să scoată lanțurile, dar șeful pompierilor este deja aici și are o înregistrare a acestui ordin, așa că Joe este arestat pentru încălcarea codului de incendiu, lăsându-o pe John la conducere. În acea noapte, Consiliul Școlii ține o ședință. Frank încearcă să apere munca lui Joe, dar Leona spune că școala a obținut doar 33% la testul de practică, ceea ce înseamnă că Joe a eșuat de fapt la munca lui. Întâlnirea este întreruptă brusc, când fiecare student apare cerând ca Joe să fie eliberat. Bodman știe că nu poate concedia un bărbat cu un asemenea sprijin, așa că vorbește cu Joe, cerându-i să le spună studenților să plece. Când Joe refuză, Bodman spune că polițiștii sunt pregătiți deja afară. Dacă studenții fac o revoltă, situația ar putea deveni violentă. Joe acceptă să vorbească cu ei, dar numai de dragul siguranței lor, nu pentru că ar crede că fac ceva greșit. Când pleacă, Leona vorbește cu băieții, dar este doar insultată, iar elevii îi amintesc toate lucrurile pe care Joe le-a făcut pentru școală. Joe este emoționat când îi aude că îl cheamă tată, dar este încă îngrijorat de poliție, așa că le reamintește să respecte legea. Discursul lui este întrerupt de Joan, care aduce rezultatele testelor cu vești foarte bune. Școala a trecut. Pe măsură ce toată lumea sărbătorește, Joe spune lui Bodman că el și guvernul se pot duce în iad. Joe are din nou munca lui, iar elevii cântă melodia școlii. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta. Activați notificările și apreciați pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!